Nu e chiar televiziune, e pe internet. Contează, dar trebuie să fie mică, că așa e politica. Am înțeles. Scărtatii Florea de la țară. Așa, nu contează. Hai. Bună ziua. Ce? Am observat de mult cortul ăsta, dar acum e prima dată când văd oameni aici. Cine sunteți? O asociație? Da, o fundație? Suntem o asociație, organizație non-profit, aha, Animal Society, oh, For Paws International. Deci Animal Society este reprezentant For Paws în România. Astea sunt drapelele, siglele. Da. Și parteneriat cu Adăpostul Speranța. Oferim gratuit celor care vin din Ucraina cu animalele de companie, oferim servicii medicale, produse pentru animale și pentru, în general, pentru ce au nevoie animale, de la mâncare. Da, am văzut, ați hrănit un cățeluș adineauri, o pisică, a venit o doamnă cu nevoi speciale. Da, jucării, paduri, culcușuri, cutii de transport, în general ce au nevoie pentru animale, totul este oferit gratuit. Minunat, felicitări! Dumneavoastră cum vă numiți? Alina mă numesc. Așa, și când vă găsesc oamenii aici? Suntem în fiecare zi, începând cu ora 11:30 până în jurul orei 17, mai puțin în zilele de weekend. Am înțeles, pe la amiază. Da, exact. Mulțumim. Sunteți în mijlocul gării de nord, da, în centru, da. E un cort albastru, de pomogă tvari n-am. Știți ce scrie aici, da? Da. Ați comandat să fie tradus. Exact, ca să înțeleagă, da. Bravo, mulțumim, o zi bună. Și noi mulțumim, toate bune.